Avem și MTO. Poftiți? MTO, avem și MTO care mai înseamnă vreo 6 miliarde. 5 la 6 miliarde. O să lucrăm la toate. Cred că ar trebui înțeles un lucru simplu. Din când în când este nevoie de o lege de amnistie fiscală, dar este nevoie și de o lege a grațierii. Cred că ea trebuie să fie într-o formulă înțeleaptă, nu aberantă cu limite până la 7 ani, dar realizată într-un mod inteligent, o astfel de decizie ar fi absolut necesară. Baronii PSD îl recunoșteau pe șeful cancelariei premierului Victor Ponta drept șef. Vlad Stoica, omul care s-a implicat în campania PSD din 2012, în urma căreia Ponta a câștigat un mandat de deputat de Gorj, a stat o perioadă bună de timp la Târgu Jiu. Numele acestuia apare în stenogramele interceptărilor procurorilor DNA. Adrian Duicu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, reținut pentru fapte de corupție, apare în interceptările anchetatorilor cu discuții ce-l incriminează pentru trafic de influență. Conform anchetatorilor, acesta s-a folosit de influența politică pentru a-l menține pe șeful poliției Mehedinți în funcție și a-l promova. Adrian Duicu a purtat discuția chiar cu șeful IGPR Petre Tobă și l-a numit pe șeful cancelariei lui Ponta, Vlad Stoica, drept șeful cel mare de la guvern. Eu o să-i susțin pe toți. La mod special pe Adrian Duicu. Ponta îl lăuda pe Duicu, mai ales că acesta a fost principalul cotizant al PSD în 2013. Banii duși de Duicu în partid nu au reușit să-l salveze. Dimpotrivă, a ajuns după gratii, chiar în timpul guvernării PSD. La capătul unei nopți întregi de audieri, președintele Consiliului Județean Mehedinți Adrian Duicu a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Judecătorii i-au trimis în arest și pe fostul șef al poliției Mehedinți, dar și pe președintele PSD Orșova, Constantin Popescu. Comentați acuzațiile! Arestați preventiv, cei trei nu au făcut nicio declarație în fața camerelor. Procurorii care l-au reținut pe Duicu îl acuză că a creat un sistem apropiat de cel mafiot prin care a făcut legea în județul Mehedinți, printr-un sistem de relații extins la nivelul tuturor instituțiilor importante. Duicu era ca un naș care dicta soarta celor din jur. După el, în acest sistem, Duicu a reușit să atragă un număr impresionant de personaje cheie din administrația publică județeană. Pentru acte de corupție, următoarele 30 de zile le va petrece după gratii. Averea agonisită de baronul din Brăila îi asigură un trai de lux cât pentru 10 vieți. De altfel, prosperitatea tartorului peste Brăila a atras atenția inspectorilor Agenției Naționale de Integritate, care au luat la bani mărunți toate afacerile acestuia. Astfel, fără să se complice prea mult, Bunea Stancu s-a situat într-un conflict de interese care se observă de la o poștă. Vorbim despre 5 contracte în valoare de aproximativ 640.000 de euro încheiate de Consiliul Județean Brăila cu o firmă la care acționar este societatea Bursa Grirom, aparținând chiar șefului Consiliului Județean. În acest dosar, Curtea de Apel București a stabilit că președintele Consiliului Județean Brăila s-a aflat în conflict de interese. Dacă va primi decizie definitivă, Stancu va fi revocat din funcția de președinte al Consiliului Județean și nu va mai putea ocupa o funcție publică timp de 3 ani. Concivia S.A. și portul SC Hercules S.A. sunt firmele cu care Bunea Stancu ar fi săvârșit infracțiunea de corupție și conflict de interese. În calitate de președinte al Consiliului Județean Brăila, acesta a semnat contractele de asociere cu Asociația Sportivă Handbal Club Dunărea și Clubul de Fotbal Brăila. În urma contractului, socialdemocratul s-ar fi ales cu 7,5 milioane de lei potrivit România Liberă. Asta pentru că firmele lui Stancu aveau acțiuni la ambele cluburi sportive. Pe lângă prejudicierea Consiliului, Stancu ar fi încredințat gratuit un autoturism din proprietatea Consiliului Județean Brăila către Asociația de Handbal. Anul trecut, Stancu a mai fost trimis în judecată de Agenția Națională de Integritate pentru că tot în calitate de președinte al Consiliului Județean Brăila a semnat contracte de 25 de milioane de lei cu firma sa de construcții. Ce a declarat însă atunci politicianul despre toată această situație? Ar trebui să împușcăm pe cei de la Concivia că întâmplător o firmă la care sunt eu acționar este acționar acolo? Păi să trimit eu 1000 de oameni acasă cu nu știu câte familii, că vreți voi ăștia de la presă și nu știu cine mai vrea. Terminați cu aiurelile astea! Iar politica, tot penală a ieșit. La începutul lui octombrie va trebui să dea socoteală în dosarul de corupție în care ar fi cerut foloase necuvenite în campania prezidențială din 2009 a lui Mircea Joană. Președintele PSD Brăila racola oameni de afaceri pentru colaborarea cu partidul și împărțea după bunul plac funcțiile în stat, după cum susțin procurorii DNA.
Se vorbește foarte mult și mai sunt de fapt vreo câteva minute până când premierul desemnat va anunța lista cabinetului. Vă mărturisesc că deși mă interesează mult mai puțin partea asta cu numele care se află pe listă și nu o să fac speculații foarte multe în seara asta, programul zic eu că e mai important și o să vorbim imediat și despre program. Mi-am pus însă întrebarea de ce o fi fost atât de cert. A fost dat de la început ca fiind cert ministru desemnat pentru agricultură, președintele Partidului Conservator, Daniel Constantin. De ce a fost atât de cert de la început? Asta arată că s-au înțeles. De când au făcut ei alianța USL, s-au înțeles, domnule, dacă câștigăm noi să ajungem la guvernare, atunci Daniel Constantin va fi la Ministerul Agriculturii. În acest moment, cred eu că trebuie ca noi toți să știm că președintele fondator al PC, Dan Voiculescu, se află într-un conflict juridic, într-un proces cu Ministerul Agriculturii. Poate fi o chestie conjuncturală, nimic de zis, deși e vorba de un prejudiciu de 60 de milioane de euro. Dan Voiculescu și celelalte persoane condamnate în dosarul Telepatia și-au petrecut noaptea la penitenciarul Rahovan. Dar eu, unul din colegii dumneavoastră, și nu vreau să le numesc, spunea că m-aș teme sau că n-am de ce să mă tem. Sunt foarte responsabil pentru faptele mele. Toată viața mi-am asumat faptele și n-am de ce să mă tem pentru că știu exact ce am făcut. N-am să fac comentarii asupra hotărârii instanței, pentru că hotărârea instanței este suverană, doamna judecător așa a apreciat, deci nu fac niciun fel de comentarii și niciun fel de aprecieri. Unde mergeți acum? Mă duc acolo unde trebuie să se prezinte cei pe care legea îi trimite în acel loc pe care dumneavoastră le enunțați. Ce este baronul politic și la ce folosește el? În primul rând, baronul politic este un ins popular care, odată la 4 ani, este folosit de șefii săi de la București pe post de năvod, adică o plasă mare de pescuit în care se adună voturile poporului. Baronul este un bun pescar, asemenea Sfântului Petru. El culege voturi, uneori le mai și fură cu sete. Cu aceste voturi câștigă alegeri, ajunge în fruntea unui oraș sau județ, apoi face afaceri grele pe bani publici. În final, baronul, dacă este la putere, își trimite slujile la București în funcții de șef. Slugile ai doma stăpânului fac afaceri pentru gașca politică din care fac parte. Sistemul este ca o morișcă infernală ce nu se mai oprește. Așa a funcționat România timp de 23 de ani. Ca să nu mai lungim vorba, îmi face o imensă plăcere să vă prezint pe cel mai frumos și uneori deștept dintre baronii USL. El este Marian Oprișan, baronul incontestabil al Moldovei, sabia răzeșilor PSD, buzduganul boierilor partidului. Acest narcis al Partidului Social Democrat, care pe vremuri poza ca și fotomodel, este președintele Consiliului Județean Vrancea încă din anul 2000. Practic, Oprișan este the mother and the father of Republica Vrancea. Oamenii lui apropiați au legături cu sistemul de justiție din Vrancea, pentru că Oprișan, ca orice baron care se respectă, are dosare penale și evident nu-și mai dorește altele. Sunt convinsă că ai urmărit ce s-a întâmplat astăzi în... Evident, am urmărit și declarațiile de astăzi și am urmărit și lovitura instituțională de săptămâna trecută și am urmărit-o cu amărăciune. Eu cred că minciuna, din nefericire, se află în momentul de față la masa guvernului și la masa coaliției majoritare în Parlament. Cred că am fi naivi să ne imaginăm că premierul, adică președintele PSD, nu știau de lovitura instituțională pe care urma să o dea Parlamentul. Să nu uităm că vorbim despre furt legalizat, în măsura în care actele normative urmau să fie scoase de sub incidența conflictului de interese, actele normative și actele administrative, adică primarii pot să încheie contracte cu firmele lor fără absolut nicio problemă. Să nu uităm că vorbim despre amnistie și grațiere, ceea ce înseamnă practic liber pentru toate problemele, pentru toate persoanele cu grave probleme de corupție și cazuri mari de corupție. Vorbim evident și de infracțiunile mai mici, adică de hoții de pe stradă, dar vorbim în primul rând de hoția de la nivel înalt. Și folosesc cuvinte dure, dar asta este realitatea, pentru că principalii beneficiari sunt câțiva acoliți ai actualei puteri.
Vicepremierul Liviu Dragnea, ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și șef de campanie electorală a PSD, a declarat în presa centrală că ordonanța va permite aleșilor locali să-și decidă apartenența politică într-un termen de 15 zile. Proiectul ar putea fi adoptat până la sfârșitul acestei luni. În administrația locală, de câteva luni de zile, destui aleși locali au ieșit chiar în conferințe de presă lângă lideri de la alte partide decât partidele pe listele cărora au fost aleși, spunând că susțin acel partid. Au început de vreo două săptămâni să apară aceste idei, și anume să ne aducem minte de anul 2006, când a fost adoptată tot o asemenea lege, a afirmat Dragnea. Acasă? Stați așa, stați să treacă cei cu camerele ca să... Să pot și eu. Măi, nu omorâți primarii. Nu, primar. Tot respectul domnului. Să-i stăpâniți sănătoși, să aveți grijă de copii. Mulțumim și vă dorim succes. Vă mulțumesc. Băi, să știi că îmi place cum ai vorbit. Următorul. Primar. Măi, mai aveți grijă cu... Uitați, domnul primar, ce periculos e cu... Da. Copil aici vrea să vă spună că se bucură că merge cu microbus. Era foarte frumoasă. Să stăpâniți sănătos, domnul primar. Vă mulțumesc. Berveniu. Ce înseamnă că sistemul a funcționat mai bine? Care sistem? Sistemul de furt și de fraudare și de cumpărare a voturilor. Știam asta, știam că ne batem cu ei în felul ăsta. Trebuia să câștigăm la 10% ca să fim siguri de victorie. N-am câștigat la 10, probabil că am câștigat doar la 3-4. Dacă spuneți că sistemul lor de fraudă a funcționat mai bine, înseamnă că ați avut și noastră unul?